Bă, acum vreo 2 săptămâni sau ceva, v-am zis eu povestea cu cireșele lui Moș Bejleagă. Dar asta nu-i singura dată când eu, Gixi și Pălărie am fost prinși la fura de cireșe. Nu, nici de cum. Bine, cei drept n-am mai fost prinși de Moș Bejleagă, pentru că după ce am umflat ochiul, eu cel puțin, n-am mai călcat la el în grădină. Însă, cireșele lui Moș Bejleagă, chiar dacă sunt cele mai bune cireșe pe care le-am mâncat în viața mea, cu siguranță nu sunt singurele cireșe furate pe care le-am mâncat. Adevărul e că aveam multe alte locuri de unde puteam să furăm cireșe. Ba uneori nici nu trebuia să fie un loc special, câteodată pur și simplu se nimerea să trecem pe lângă un cireș și nici n-apucam să zic: "Păi, auzi ce cireșe?" Că Gixi și Pălărie erau deja în cireș, crăpau unii ca animalele. "Ha, bă, Jimmy, hai că-s bune, cărnoasă-i." Exact asta s-a întâmplat și într-o zi când eu, Gixi și Pălărie ne-am întâlnit pe Trivale să bem o bere ca băieții. Acum, aia care sunt din Pitești știu asta, dar pentru ceilalți, pădurea Trivale e practic cel mai mare parc din Pitești. Și în liceu, pentru că eu, Gixi și Pălărie eram în licee diferite, după cursuri ne mai întâlneam uneori în parcul ăsta să stăm la o bere, la o sămânță, poate să agățăm o gagică, sau mai degrabă să n-agățăm o gagică, pentru că atunci când ieși cu Gixi, singurul lucru pe care ai șanse să-l agăți e o palmă meclă sau un pumn în nas. Dar mă rog, per total era frumos, stăteam, bârfeam, spărgeam semințe și beam bere, viață de magnat. Nu și într-o zi, când eram prin clasa 11-a, după ore, am plecat în parc să mă întâlnesc cu Gixi și Pălărie. Eu aveam vreo 5 lei, ăștia aveau vreo 10-15 lei, am pus frumos toți banii la grămadă și ne-am oprit direct la magazin. "Doamna, dați-ne și nouă 2 pungi de semințe și de restul bere." Am luat berea și semințele, ne-am așezat pe bancă în parc și apoi viață de magnat. Am băut o bere, am spart semințe, am agățat o gagică. Ok, bine, n-am agățat nicio gagică, deși la un moment dat ne-am băgat în seamă cu un grup de fete și totul părea să meargă bine. Până când Gixi s-a apucat să vorbească despre cum l-a apucat pe el cu fureala la ora de mate. Și îți dai seama că șansele noastre să mai agățăm ceva s-au dus la fel de repede ca prima sticlă de bere. Nu mai știu exact ce povestea Gixi, dar era ceva de genul: "Da, bă, și cum eram acolo în bancă, la un moment dat n-am mai putut și m-am scăpat un pic pe mine. Și ca să mă scot, pentru că începuse să pută, zic: bă, Viorele, ce dracu ai făcut, bă, te-ai căcat pe tine." Nu, și îți dai seama că după povestea lui Gixi, alea erau: "Da, bine, hai că noi trebuie să plecăm dacă e." Eram: "Te în gură, Gixi, ce dracu ți-a venit, bă, să vorbești despre cum te-a apucat pe tine diaria la ora de matei?" "Păi ce ori, boss, dacă s-a întâmplat, era amuzant." "Da, boss, amuzant între noi, nu când încerci să combini o gagică, te în gură." În fine, după faza cu gagicile și cu fureala lui Gixi, la scurt timp s-a terminat și berea. Așa că zic: "Ha, bă, ce dracu facem, bere nu mai avem, de agățat n-am agățat nimic, hai dracu acasă." La care Pălărie: "Bă, da, hai să mergem." "Dar bă, chiar, cu ce mergem?" "Cum adică cu ce? Cu maxi-taxi." "Nu, nu spune că n-ai oprit bani de maxi-taxi." "Eu? Păi nu tu ai zis, bă, la magazin sămințe și de restul bere?" "Păi eu am zis, boss, dar am crezut că ai pus tu deoparte 6 lei de maxi-taxi." "Da, te în gură, Pălărie." Nu, și uite așa, ne-am dat noi seama că am băut toți banii, toți, inclusiv banii de drum. Acum aveam 3 variante să ajungem acasă. 1, să ne rugăm de șoferul de pe maxi-taxi să ne ia pe datorie. 2, să mergem la ocazie în speranța că găsim pe unul din sat și ne ia fără bani. Sau 3, să mergem pe jos 5 km, adică 40-50 de minute. Sau mă rog, cam o oră, ținând cont că eram și puțin trotilați. Bine, ar mai fi fost și metoda cu taxiul și fugitul de taximetrist, dar asta e doar așa pentru cazuri extreme, acum nu era chiar un caz extrem. În fine, după ce analizăm noi cele 3 variante, ne hotărâm că cea mai bună soluție e să mergem pe jos. Am zis: "Bă, na, facem aproape o oră până acasă, dar măcar nu mai stăm să ne rugăm de nimeni. Și în plus, dacă trece cineva din sat și vrea să ne ia, ne poate lua și de pe drum." Așa că am luat-o noi frumos la pas, ca băieții, că na, mersul pe jos face piciorul frumos. "Hai, Gixi, dă-i și mergi, că mai e mult până departe." Nu, și cum mergeam noi așa, la un moment dat ajungem la faimoasa casă părăsită de pe Trivale. Acum, încă o dată, ăștia care sunt din Pitești probabil știu de casa asta, dar pentru ceilalți, undeva în pădurea Trivale, în apropiere de biserica aia unde se fac exorcizări, de care v-am zis eu într-o poveste, e o casă părăsită. O clădire veche, fără geamuri, uși, acoperiș, plină de câini și oameni vagabonzi. Dar nu pentru asta e cunoscută, că na, case părăsite peste tot, casa asta e faimoasă pentru că în jurul ei e o întreagă legendă. Se spune că casa asta e bântuită de o mireasă îmbrăcată într-o rochie neagră, care s-a spânzurat aici după ce a fost părăsită în ziua anunții. Și uneori, când treci pe lângă casă, poți auzi mireasa plângând. Acum, sincer, eu nu știu cât de adevărată e povestea asta, nu știu dacă chiar s-a spânzurat acolo o mireasă. Sincer, eu n-am auzit pe nimeni plângând înăuntru. Dar toată legenda asta, și ținând cont că era totuși o casă părăsită, îți ridica puțin părul pe ceafă când treceai pe lângă ea. Nu, și cum treceam noi pe lângă casa asta, era undeva la 7-8 seara, destul de târziu, dar nu încă întuneric, ce crezi că văd în curtea casei? Un dita cireșul plin de cireșe, zic: "Bă, iute, bă, cireșele miresii." Gixi deja saliva: "Bă, hai să mergem să băgăm niște cireșe."
Pălărie, mai fricos din fire că n-ai ce face cu ăsta, crede toate poveștile cu fantome, zice: hai bă, lasă, dă-le dracu de cireș, hai acasă. Acum, na, eu nu pot să zic că aveam cea mai mare poftă de cireșe. Adică, na, cireașa după bere, nu-i ca așa urma după bere, dar pentru că-l văd pe pălărie așa speriat, zic: da bă, hai să mergem să băgăm niște cireșe, mamă, am o poftă de cireșe, ta. Gix era: hai bă, pălărie, ce dracuță fricașă. Acum, pălărie, încolțit din două părți, nu voia să se facă de căcat, așa că n-a avut încotro și a zis: bine mă, hai, mergem, dar nu stăm mult, luăm, băgăm în sân și ne spargem. Zis și făcut, intrăm noi acolo în curte și hop, direct în cireș, ne-am apucat de cules cireșe, bineînțeles în stilul nostru caracteristic, două în gură, una în sân. Nu și cum stăteam noi acolo în cireș, ușor, ușor s-a întunecat destul de bine afară, iar la un moment dat l-au pe pălărie: bă, mireasa neagră! Dar n-apuc să mă întorc bine la pălărie, că ăsta direct zbang, sare din cireș și du-te dică. Eram: ce mies? Dar mă uit mai bine și ce să vezi, frate? Mireasa neagră venea spre cireș fluturând un ciomag în mână. Tai, sâmba! Bă, Gixi, mireasa! Și direct am sărit și eu din cireș și am luat-o după pălărie. Nu și cum fugeam eu după pălărie, care avea deja un avans de câțiva metri în fața mea, fix când se iasă ăsta din curte printr-o spărtură din gard, îl văd zbang, direct pe spate, de parcă i-a dat cineva headshot. Am încremenit instant, am zis gata, s-a terminat, l-a lovit fantoma, l-a luat mireasa de bărbat. Dar n-apuc să mă dumirez prea bine că din spate aud: bă, ce căutați voi aici, firar, mama voastră de copie? Mă uit în spate și-l văd pe Gixi care fugea spre mine, alergat de o chestie neagră cu un ciomag în mână. Bă, fugi bă, că ne rupe popa! Mă uit mai bine la chestia neagră care l-a alergat pe Gixi și văd că într-adevăr nu părea să fie mireasa neagră, ci mai degrabă un popă îmbrăcat în sutană. Mă întorc spre pălărie, care deja se spărsese cumva de acolo, și iau la fugă către deschizătura din gard. Trec de gard fără probleme, dar din spate aud spang, mă întorc și Gixi al meu era pe spate, în același loc în care căzuse și pălărie. Eram: bă, ce drecu-i cu ăștia, frate, de cad așa ca muștele? Mă întorc la Gixi, care se ținea cu mâna de frunte: bă, Gixi, hai bă că ne prinde popa, ce drecu ai căzut? Dar ce să vezi, frate? În spărtura aia din gard, undeva deasupra capului, era o sârmă dintr-o parte în alta. Și ăștia doi, fiind cu câțiva centimetri mai înalți decât mine, și-au luat-o direct pe frunte. Mai să mă buvnească râsul, eram tuvă gură de tălâmi. Dar n-apuc să râd prea bine că, pe la ureche, zoom, zboară ciobagul popii. Vă prind eu, firar, mama voastră, ați venit la furat! Da, hai bă, Gixi, hai că ne rupe ăsta! În momentul ăla se ridică și Gixi și o luăm amândoi la fugă. Nu trec câteva secunde că în spatele nostru, zbang! Mă uit în spate, popa era grămadă, își luase și el sârma peste ochi. În fine, mai fugim noi ce mai fugim și undeva mai încolo, la vreo 50 de metri sau ceva, dăm de pălărie, care stătea jos pe marginea drumului cu lacrimi în ochi și dita izgârietura pe frunte. Ta, ce drecu ai făcut, mă, pălărie? Ești bine? Bă, ați văzut mireasa, bă? Ce mireasă, o pălărie, că era un popătul în gură? Ce popă, bă? Că era mireasa neagră. Dacă zic, am văzut eu, era mireasa neagră, bă. Am lăsat-o așa, că oricum n-avea nicio șansă să-l conving pe pălărie de ceva. Dacă îl întreb ăsta, chiar și în ziua de azi, el e convins că a fost alergat de mireasa neagră. În final, pornim noi ușor spre casă și pe drum, îl văd pe Jesse că tot băga mâna în sân și halea cireșe, zic: bă, Gixi, firial dracu, tu mai ai cireșe? Du-și mie! Îmi dă ăsta un pumn de cireșe, palez 2-3 și apoi, fără un motiv anume, desfac o cireașă în mână. Și ce să vezi, frate? Era plină de viermi, bă, plină! Mai iau una la fel, zic: ta, bă, rața-i dracu, cireșele astea sunt pline de viermi! La care Gixi, palind o cireașă: și ce are, bă, sunt cireșe cu carne? Astea-s bune, înseamnă că-s copte bine! Ta, te-i în gură, Gixi! Morala poveștii de azi, bă, eu nu-s foarte înalt, dar nu e neapărat un lucru rău, pentru că uneori în viață e bine să fii și un pic mai scund, în special atunci când ești alergat de o mireasă, de un popă cu ciomagul. Cheers!